dispoziție privind convocare Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară în data de 31 ianuarie 2022, orele 12, la sediul Comunului Cultural Bucium. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor romi aparținând minorității rome de pe raza Comunei Bucium pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale și acordate în anul 2022, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiar de ajutor social din Comuna Bucium, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 anul 2021 al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului de indemnizație lunară de ședință pentru consilieri locali din cadrul Consiliului Local Bucium pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2021, inițiator primarul Comunei. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea în principiu de includere în proiectul de inventar al domeniului public aparținând Comunei Bucium a bunurilor care fac parte din investiția înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de depurare în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Și 11 diverse. Deci, să punem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Pentru. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 1 din ordinea de zi. Aveți cuvântul. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor romi aparținând minorităților rome de pe raza Comunei Bucium pentru anul 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu dispoziția articolului 136 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, a dispozițiilor hotărârii Guvernului României numărul 18/2015 privind aprobarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, supun analizei și aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea unui astfel de plan cu privire la incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de pe raza Comunei Bucium pentru anul 2022. Menționez faptul că o astfel de propunere a mai fost analizată de dumneavoastră în ședința de Consiliu din lunile anului trecut. Atunci am făcut motivația întocmirii acestui document, astfel ca urmare a semnării acordului pentru implementarea programului ROMAC, program ce se derulează în parteneriat cu Consiliul Europei și Comisia Europeană, având ca principal scop întărirea capacității autorităților locale de a realiza și implementa politici noi de incluziune socială pentru romi, se urmărește scopul de a crește participarea persoanelor de etnie romă în viața socială, civică și economică. Anexa la proiectul de hotărâre are ca obiective armonizarea principalelor nevoi ale comunității rome, sensibilizarea și implicarea instituțiilor publice în problematica romă, sprijinirea de acțiuni specifice romilor, facilitarea accesului romilor la servicii publice specifice, sprijinirea procesului de educare și formare continuă. Principalele măsuri propuse pentru anul 2022 au fost înscrise în anexa la proiectul de hotărâre, iar factorii responsabili pentru fiecare măsură în parte sunt atât primăria, cât și școala și medicul de familie.
motivat de faptul că toate autoritățile publice de pe raza OAT-ului, de care le administrează, se află cetățeni romi, sunt obligate să stabilească propriul plan de măsuri în vederea realizării incluziunii romilor, propun spre analiză, dezbatere și aprobare proiectului de hotărâre. Domnule președinte. Da, mulțumim, domnul primar. În marginea acestui punct, dăm cuvântul președintelui de specialitate. Mulțumesc. În urma studierii proiectului de hotărâre, membrii comisiei au aprobat favorabil planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome pe raza comunei Bucium. Mulțumesc. Inițiat de către domnul primar. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, către dumneavoastră, supunem la vot punctul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, se aprobă punctul 1. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune proiectul de punctul numărul 2. Referat de motivarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022. Doamne și domnilor consilieri, am inițiat proiectul de hotărâre pe care l-am supus analizei și dezbaterii dumneavoastră ca urmare a constatării necesității de aprobare a unui astfel de plan ca măsură ce trebuie adusă la îndeplinirea conform prevederilor legii 292/2011, asistenței sociale, precum și ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale numărul 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean, Consiliul Local, Consiliului General al Municipiului București. În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alturat prin care se propune aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Rog analiză pe acest subiect și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte? Da, mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul președintelui de comisie. Mulțumesc. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2022 a fost studiat și aprobat în unanimitate. Mulțumesc. Da, mulțumim. Dacă sunt discuții cum are acestui proiect, să punem la vot. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține? Să adopte și acest proiect și dăm cuvântul pentru punctul numărul 3, domnului. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitoare la aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2022-2023. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat a fost inițiat ca urmare a primirii adresei privitor la aprobarea rețelei școlare transmisă de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău, înregistrată la primăria Comunei Bucium la numărul 10.704 din 22.12.2021. După cum știți, deja în luna decembrie a fiecărui an primim adresă de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care ni se solicită ca pe baza propunerii școlii din comună să se întocmească proiectul de rețea școlară. Ca urmare a acestei solicitări s-a transmis propunerea de rețea școlară, așa cum ni s-a comunicat de Școala Gimnazială Bucium, în sensul de a se menține aceleași unități de învățământ și pentru anul școlar 2022-2023. Ca urmare a transmiterii acestui răspuns am primit avizul conform, urmând ca pe baza acestui aviz să se adopte o hotărâre de Consiliu în această ședință. Temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut de ordinul MEC numărul 5511 din 2021, dar și de articolul 129 alineatul 1, articolul 129 alineatul 2 litera D, articolul 129 alineatul 7 litera A, articolul 136 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ. Având în vedere cele precizate mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Da, mulțumim pe expunere. Dăm cuvântul președintelui de specialitate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2022-2023 a fost studiat de către membrii Comisiei Juridice și aprobat în unanimitate. Mulțumesc. Da, mulțumim. Dacă sunt discuții de marginea acestui proiect, se supune la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Deci se aprobă și acest proiect. Dăm cuvântul domnului primar pentru expunerea punctului 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiari de ajutor social din Comuna Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri,
având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum a fost aprobate prin hotărârea Guvernului României numărul 50/2012, propun Consiliul Local Bucium spre aprobare planul de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 de beneficiar de legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni considerate viceprimarul comunei, ce s-ar putea întreprinde și realiza cu beneficiari de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și desfășurarea acțiunilor cuprinse în plan, de pentru care, la propunerea acestuia, am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie obligativitatea pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dezbateți pe marginea acestui proiect și să-l aprobați. Da, domnul președinte. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar a fost analizat și aprobat de către membrii Comisiei Juridice. Mulțumesc. Da. Dacă sunt discuții, se supune la vot pentru împotrivă. Deci se aprobă și acest proiect. Și rugăm expunerea proiectului numărul 5. 5, da. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, motivat de încetarea raporturilor de serviciu ale persoanei contractuale de execuție Pârvu Nicolae, consilier în cadrul compartimentului urbanist tehnic, situații de urgență, cu începere de la data de 1 ianuarie 2022 și în baza referatului de necesitate prezentat de secretarul general al Comunei, prin care s-a propus transformarea acestei funcții contractuale vacante în funcție de referent gradul 1A cu nivel de studii medii, precum și a funcției contractuale de arhivar în consilier cu modificările corespunzătoare a studiului necesare în studii superioare. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus modificarea corespunzătoare a statului de funcție și a organigramei conform motivațiilor prezentate mai sus. Astfel, la coloana 2 referitoare la numele și prenumele persoanei din anexa 1, statul de funcție s-a înscris la poziția 17 vacant, la coloana 12 se va trece referentul. La coloana 13 se va scrie 1A, iar la coloana 14 se va înscrie M, iar la coloana 12, poziția 12, a fost schimbată de numerea funcției contractuale din arhivat în consilier, respectiv la coloana 14 a fost înscris cu nivel al studiilor superioare. Având în vedere necesitatea armonizării actualei vederii Consiliului privind statul de funcție și organigrama aparatului de specialitate al modificările survenite, la începutul anului 2022, propun analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte. Da, dăm cuvântul domnului președinte de specialitate pe proiectul. Mulțumesc. În urma analizei proiectului de hotărâre privire la organigrama și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei, membrii Comisiei Juridice au fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumesc. Da. Dacă mai sunt și alte înscrieri la cuvânt, imaginea acestui punct. Se supune la vot. Pentru, potrivă, abținere. Deci se aprobă și acest punct. Dăm cuvântul pentru punctul 6. De expunerea punctului 6. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4, anul 2021, al Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al anului 2021 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Pentru fiecare din secțiunile la care am făcut referire au fost întocmite câte o anexe ce cuprinde sumele care au fost stabilite ca plan în anul 2021 și sumele respectiv procentele încasate la sfârșitul anului. Din analiza celor două anexe și după cum v-am obișnuit deja, voi face referire doar la diferențele mai mari de 10% dintre plan și încasări. Astfel s-a constatat că în ceea ce privește veniturile la bugetul local la sfârșitul anului 2021 au fost unele diferențe mai mari de 10%, în sens negativ, între planul anual și procentul de încasare la următoarele categorii de impozite și taxe și venituri preconizate. 1. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare încasat 88%. 2. Impozitul pe terenuri aparținând persoanelor juridice 86%. 3. Alte impozite și taxe locale 44%.
4. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 77%. Se constată așadar că raportat la totalul veniturilor și cheltuielilor prevăzute în planul anual de 4.856,05 lei. Veniturile au totalizat un procent de 101%, în timp ce cheltuielile au totalizat un procent de 81%. În analiza pe total a sumelor încasate în trimestrul 4 anul 2021, a rezultat un excedent bugetar de 971,41 mii lei pentru secțiunea de funcționare. Așa se prezintă execuția bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 4 anul 2021. Având în vedere aceste expuneri, propun să se analize și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Domnul președinte? Da, mulțumesc. Dăm cuvântul președintelui de specialitate. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect propus de domnul primar și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Supunem la vot. Primul pentru, împotrivă, abține. Deci trece și acest proiect. Rugăm prezentarea colegii punctului 7. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, pentru anul 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium a fost inițiat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 130/2021 referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene respectiv. Articolul 1, alineatul 2, în care se prevede începând cu data de 1 ianuarie indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate la acestora prevăzute în anexa 9. La legea cadru numărul 153/2007 se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2021. Față de aceste prevederi, în urma analizei fiecărei funcții publice și contractuale existente în statul de funcție, am venit cu unele modificări la stabilirea coeficienților pentru o parte dintre acestea. Desigur, cu respectarea ierarhiei și analizei gradului de dificultate în exercitarea atribuțiilor. Astfel, pentru funcția publică de referent grad profesional superior gradația A5, a fost mărit coeficientul de la 1,80 la 1,98, iar pentru cea de referent gradul profesional asistent gradația 3 de la 1,60 la 1,70. Cu privire la funcțiile contractuale s-a propus o mărire a coeficientului pentru funcția de consilier gradul 1A, gradația 5 de la 1,70 la 2. Pentru funcția de șofer treapta 1 și funcția de muncitor calificat gradația 4 de la 1,30 la 1,50. Pentru restul funcțiilor publice și contractuale, coeficientul a rămas același ca în luna decembrie 2021. Față de cele prezentate, rog analizare și aprobarea proiectului de hotărâre în această formă. Domnul președinte? Da. Vă dăm cuvântul președintelui de specialitate. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat proiectul de hotărâre privind stabilirea contului brut al salariilor de bază și altor drepturi și au avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc. Comisia fiind de acord, supunem la vot. Unii pentru, potrivă, abținere. Deci trece și acest proiect. Trecem pentru proiectul, vă rog să prezentați proiectul numărul 8. Referat de motivare privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locale în anul 2022. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru analiză în această ședință a fost determinat de prevederile articolului 1, alineatul 2 din Ordonanța de Urgență numărul 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative care stipulează. Începând cu data de 1 ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora prevăzute în anexa numărul 9. La legea cadru numărul 153/2017, cu modificări și completări ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2021, dar și de ale articolului 212 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, care prevede că indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este până la
10% din indemnizația lunară a primarului. Aceste ultime dispozițiile legale au fost preluate ca atare și în hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 17/20/04/2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Bucium. Având în vedere aceste prevederi pentru anul 2022, este necesar a se stabili cuantumul indemnizației pentru consilieri locali din cadrul Consiliului Local Bucium. Am propus ca procentul ca titlu de indemnizație pentru consilieri locali să fie de 10% din indemnizația primarului, așa cum a fost plafonată la nivelul lunii decembrie 2021. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost studiat și avizat favorabil. Mulțumesc. Mulțumim. Supunem la vot. Cine pentru? Împotrivă. Punctul 9. Da. Rămân prezentarea punctului 9. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2021. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezint la acest punct al ordinii de zi prevede în conținutul său aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2021 al Comunei Bucium. În analiza contului de execuție al bugetului local pentru anul 2021, puteți constata că la partea de venituri s-a totalizat suma de 7.966.438,20 lei. Iar la partea de cheltuieli, un total de 8.008.967,53 lei, rezultând un deficit de 42.479,33 lei. Așa se prezintă situația bugetară pentru anul 2021, timp pentru care propun spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Mulțumim, dăm cuvântul doamnei președinte de specialitate. Membrii comisiei au studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2021. Au avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc! Da, mulțumim. Aviz favorabil, deci se supune la vot. Cine pentru, împotrivă, abține. Trece și acest proiect. Deci, trecem pentru punctul numărul 10. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea în principiu de includere în proiectul de inventar al domeniului public aparținând Comunei Bucium a bunurilor care de fac parte din investiția înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, în data de 17 decembrie 2021 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Bucium, județul Bacău. Ocazia cu care s-a încheiat procesul verbal de recepție numărul 4585 din 17-12-2021. Ca urmare a acestei recepții, la propunerea șefului biroului buget contabilitate, achiziții publice și toate bunurile care fac parte din această investiție trebuie inventariate în domeniul public al Comunei Bucium pentru a se asigura posibilitatea legală de dare în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Doresc să menționez că în momentul de față inventarul domeniului public nu a fost documentat în conformitate cu prevederile codului administrativ și este în curs de realizare. Mai trebuie actualizate o parte din extrasele de carte funciară și efectuate niște evaluări la zi pentru o parte din bunuri. Având în vedere că inventarul domeniului public al Comunei Bucium încă se află în stadiul lucrărilor de definitivare, am propus prin prezentul proiect de hotărâre aprobarea de principiu a includerii bunurilor care fac parte din investiția precizată la ultima poziție. Urmând ca în momentul în care vom transmite proiectul de inventar către Ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice, aceste bune să facă parte din propunerea de obținere a avizului. Desigur că hotărârea pe care o veți adopta astăzi va fi comunicată oficiul de cadastru pentru obținerea extrasului de carte funciară, document necesar pentru a fi depus la documentație și va fi trimisă la Minister. Bunurile care fac parte din investițiile sunt nominalizate în anexa la proiectul de hotărâre și au fost poziționate, amplasate pe terenuri, drumuri care au fost inventariate anterior, în baza legii anterioare în domeniul public al Comunei Bucium. Având în vedere cele prezentate, mai sus propun spre analiză, dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte. Mulțumesc. Membrii comisiei au luat la cunoștință conținutul proiectului inițiat de către domnul primar, au analizat și au aprobat favorabil acest proiect, fiind de acord cu bunurile care fac parte din
componența acestui proiect. Mulțumesc. Da, mulțumim. Îl punem la vot. E pentru, împotrivă, ținem. Deci și acest punct. Deci, mai avem punctul diverse. Dacă cineva... Dacă sunt probleme, vă ascult cu drag. Ridicat. Nu. Deci considerăm ședința închisă. Mulțumesc.